Biblioteca Municipală Laurențiu Urici, printr-o expoziție de carte adusă și aici astăzi, o avem în față, pe această masă, și printr-un moment în care o lecție de istorie nu susținută de domnul profesor Florin Dragoste acolo și înregistrat și care cred că deja, așa cum spunea Dragoș Ardelean, este deja pe pagina de Facebook a Bibliotecii Municipale. Vă felicit și am să rog pe Delia să ne prezinte și aici cărțile care le propune cititorilor din Siget Marmației, da? Dedicate acestui mare eveniment din istoria noastră. Delia? Frumoasă ești, scumpă Românie, și așa să fii pentru totdeauna. Tu ești frumoasă și înțeleaptă, căci tu porți astăzi pe înalta-ți frunte o întreită cunună de onoare. Neofit Scriban, un fragment din scrierea O salutare României în 1859, ianuarie 24. Îmi revine onoarea de a vă prezenta cu emoție astăzi câteva dintre exemplarele pe care le avem în Biblioteca Municipală dedicate Unirii Principatelor Române. Sunt câteva dintre comorile pe care le păstrăm în instituție. De-a lungul anilor în care am avut deosebita plăcere și privilegiul extraordinar de a lucra în această instituție, am descoperit că face parte dintr-o talmă minunată, aceea a culturii. Dar este și cea mai grea. Ca să faci parte dintre oamenii intelectuali, dintre oamenii culturii, trebuie să fii mai mult decât un privilegiat al sorții care ai acces la cele mai frumoase scrieri și la cele mai importante documente ale identității naționale. Noi nu suntem istorici. Noi nu suntem nici oameni de stat. Noi suntem bibliotecari și venim în fața dumneavoastră cu ceea ce noi putem să vă prezentăm. Cu cartea. Este cea mai minunată creație pe care cultura națională a făcut-o de-a lungul timpului. Vă stăm înainte azi, deci, cu cele mai frumoase exemplare pe care le avem în instituție și care descriu istoria Unirii Principatelor Române în toată măreția ei. Un ziarist cunoscut spunea anul trecut, dacă nu așa, anul trecut, că el, adică mărturia unui țăran, spune mult despre ea, că țăranul acela spunea că el a auzit fluierul lui Iancu în pădurile Maramureșului. Avram Iancu a fost unul dintre cei care au trăit Revoluția. Am să fac o mărturisire pe care n-am mai făcut-o nimănui niciodată. Toți participanții la Revoluția de la 48 s-au ratat. Adică dintre scriitorii mari și promițători care erau atunci, n-a mai ajuns niciunul la capăt. Adică n-au reușit să răzbească decât veselul Alexandrie, așa cum îi spunea Eminescu, Alexandrie care era un boier și care a trăit viața întreagă la Mircești și a scris foarte mult. Alexandrie, da, a rămas, dar ceilalți, pentru că trebuia să încep cu altceva, trebuia să vă spun despre Ana lui Manole, despre care știți toți, despre acea baladă numită Ana lui Manole, aceea care a murit sacrificându-se pentru construcția acelei biserici. Ana lui Manole s-a sacrificat, așa s-au sacrificat și cei de la generația 48, vorbesc de scriitori mai ales, în care n-a mai rămas scriitori mari, v-am spus, decât probabil Vasile Alexandrie. Ceilalți au cerut, deci lucrurile mari din istoria României au cerut sacrificii și sacrificiul acesta a fost scriitorii să piardă puțin din talentul lor, din sclipirea lor și să se stingă încet, încet. Gheorghe Tonică, te rog să le spui și tu când tot ne-am vorbea despre unire. Văd că sunteți cam obosiți, deprimați, vă e frică de boală, de iarnă, de tipul care vine să nu vă fie. Aș vrea să aduc o notă de optimist în ceea ce s-a spus și mai ales să urez ceea ce a însemnat generația pașoptistă și cea care a înlocuit unirea. Ea a continuat până în zilele noastre.
Într-un fel, domnul Muste are dreptate. Poeții nu au scris după Revoluția la 1948 și mai ales după Unie. Dar n-au scris pentru că s-au transformat în diplomați. Atât Nelly cât și Alexandria au fost trimiși în marile capitale ale lumii pentru a spune cine și ce este poporul român și de ce vrea Unia. Aș vrea să spun însă două lucruri. Acea generație care a fost a Revoluției 1948, a Unii și apoi a luptelor pentru unitate națională mai târziu, au fost extrem de optimiști și extrem de uniți între ei. Se cunoșteau între ei din toate provinciile românești. Și aș vrea să vă prezint câteva cuvinte despre biografia lui Cuza. Așa cum a spus domnul Muste, Cuza a fost la adunarea de la Blaj. Gândindu-vă și povestindu-vă ce a văzut Cuza, o să vă dați seama cât de bine a înțeles sufletul poporului român ca întreg și mai ales legăturile lui Cuza cu Eminescu. Și uitați ce s-a întâmplat. Cuza s-a născut în 20 martie 1820 la Bârlad, într-o familie de boieri mijlocii. Mama lui era foarte frumoasă, era jumate grecoaică, jumate italiancă. El a fost la cursuri, la școală, împreună cu Vasile Alexandri de mici, cu Costache Negri, și cine credeți că le-a fost învățător? German Vida din Iapa, din Maramureș, a fost pedagogul lor și urechea și se juca cu ei și învăța școala și învăța ce înseamnă românismul. Am să rog colegii și invitații mei să coborâm de pe scenă ca să intre ansamblul Mara, ca să încheie inclusiv cu Hora Unirii. S-a vorbit atât de frumos despre Mica Unire. Suntem mândri că suntem români, suntem mândri că avem așa frumoasă țară, iar noi cei care cântăm nu putem veni în fața dumneavoastră cu altceva mai frumos decât cu cântecele noastre patriotice. De aceea dați voie că astăzi, la o zi de sărbătoare, pentru întreg neamul românesc, să vă interpretez două cântece patriotice. Liberty, we're Romans.
Plumara. Mulțumim și civililor care nu sunt astăzi în uniforma sa Plumara. Sunt tot ai noștri, a fost foarte frumos, atât am putut să facem din cauza pandemiei. Am putut să fim toți afară la ora Unirii. Pentru că simțim toți românește, dar eu cred că prin ceea ce am putut spune astăzi, noi Centrul Cultural și invitații noștri, am reușit să transmitem sentimentele care și pe noi ne animă în aceste zile. Vă mulțumesc mult pentru prezență și la revedere! Thank you.